Salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2019, dar măsura nu are susținere financiară pe termen lung. Asta susține cu argumente Cătălin Nan, președintele Comisiei pentru Economie, Mediul de Afaceri, Energie și Turism. Potrivit acestuia, majorarea forțată a salariului minim produce șomaj și determină, printre altele, creșterea importurilor. Orice măsură luată fără o consultare publică și fără discuții cu mediul antreprenorial, cu mediul patronal și cu toată lumea din România, mie nouă ni se pare o măsură abuzivă. În România există la acest moment 2 milioane de persoane care au salariul minim. Creșterea acestuia pune presiune pe antreprenori, susține Cătălin Nan, din cauză că orice creștere salarială făcută doar din PIX îi afectează practic pe toți românii.